Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. V-am regăsit în deșteptarea. Da, bună dimineața. Aveți grijă cum șofați zilele astea, că lumea este grăbită. Vine, se duce, pleacă, umblă. Este perioada. De fiecare dată când e zi liberă, este agitația de pe lume. Și uite, oricând se poate întâmpla ceva. De exemplu, cum a fost în Lugoj, unde a fost un accident foarte ciudat. Un șofer care era pe drum, mergea drumul liber drept, pac, a luat-o brusc la stânga, a scăpat mașina de sub control, a lovit niște stâlpi de protecție de pe mijlocul drumului, a ieșit de pe carosabil și s-a înfipt într-un stâlp de electricitate de pe marginea drumului. Deci a avut o grămadă de peripeții, n-a pățit nimic. Săracu. Mă rog, doamna care era cu el s-a rănit un pic și a venit poliția normal și ce s-a întâmplat? Șoferul a dat vina pe niște pisici pentru producerea accidentului. A zis că erau, sigur, prima întrebare este pisici sau pisicuțe? O luție de urzică a fost asta, da. Da, deci spunea, zice poliția, că ar fi avut niște pisici în mașină și i-ar fi intrat la pedale. Înțelegi? Așa fac pisici. Tu ai mers cu pisicile pochi, tale, două pedale. Pentru asta am dat toată această poveste, ca să dau acest sunet. Băi, da, este îngrozitor cu pisici în mașină. Adică nu poți transporta niciun fel de pisică decât în cușcă. Nu există. E altfel, bântuie prin habitat. O ia razna la un moment dat, se panichează, nu știe ce îi se întâmplă, se gândește că o duci să o mănânci, să o faci ceva. Și asta, o ia razna, am dus-o pe ochi odată, care îl știți cât de bleghe. Da. Ochi este pisoiul cârpă. Stă în toate, unde îl pui... Garfield, gras așa. Da, așa, da. Până când să-l ia capul. Se enervează, știi că s-a enervat o dată când a vrut să-l curăț în urechi și am ajuns la spital cu degetul sfârșit. Da, da. Mă rog. Dar l-am dus prima dată când l-am dus la medic și de fiecare dată face la fel. Trebuie să-l pui în cușcă. Și cu cât e mai lung drumul, în sensul că dacă depășești 100 de metri de mers cu mașina, se transformă, cum să spun, în altceva. Este ca în The Exorcist, înțelegi? E posedat, e, face sunete, zgomot. Trebuie să-l duci de mic. Da. Trebuie să-l duci de mic. Asta e cu pisicile. Nu, cu pisicile nu cred că merge. Cu câinii... Așa. Depinde de câine și acolo. Da. Câinii, schimb, da, ai senzația că mergi pe macadam când mergi cu mașina, pentru că dacă îl duci la medic odată, el a învățat drumul și după aceea știe. Pleci cu el, se bucură, merg la plimbare cu tati, o, ce mă bucur că merg la plimbare cu tati, înțelegi? Până când, aoleu, omul la doctor. Și începe să tremure. Și face... Și te tremure toată mașina, știi? Pentru că tu mergi cu câine, nu vreau la doctor, mi-e frică de doctor. Ați avut vreodată pisici la motor? V-a intrat vreo pisică la motor? Da, vreodată? Vreodată. Am vrut să plecăm o dată la munte cu mașina și cealaltă mașină rămânea în curte și cățelul era, uite așa, jur împrejurul mașinii. Mă zic, da, ce se întâmplă? Uite așa era, uite așa era, roată, roată, dar nu se mișca de acolo. Și n-am înțeles inițial despre ce e vorba, doar că în momentul în care am ridicat capota, am zis că sare șobolanul pe mine. A sărit pe tine pisica? Nu, n-a sărit, a sărit într-o parte. Băi... A sărit oriunde, că eu nu știam că e pisica acolo, doar am încercat să văd ce e înăuntru. Sunt total tălâmbe, se bagă la motor că e cald. Nici nu știu cum ai, mă rog, îmi imaginez cum a intrat acolo, da. Se strecoară undeva și după aia nu mai ies, mai ales dacă sunt pui sau ceva, sau se le e frică. Era dita mai animalul de pisică. Da, 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 da. Să aveai o mașină cu motor mic în capotă mare. Exact. Băi, apropo de asta, mai țineți, voi v-ați mai uitat, ați mai prins vreo Dacia 1300 de aia de pe vremuri? Se, cu capota deschisă? Bă, cât loc era la motor. Da, 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 e dreptate. Cât loc era, deci era un spațiu mare de tot și... De jur împrejur, puteai să... De asta cui băreau animalele. Mobilă, da. Puteai să faci ce vrei, adică era spațiu acolo, puteai să lucrezi. În astea noi, acum, când deschizi capota, nu poți să-ți strecori mâna. Corect. Nu ai unde să vârți două degete. Da, deci așa cu animalele în mașină, deci domnul respectiv, două petale, două pisicile tale, două pedale. Da, vorba piesei. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.